toți copiii din Comuna Bolovăț solicită ca să fie prezenți în școală cu prezență fizică, să nu facă online. Toți solicită ca școala să se facă cu prezență fizică în clase. Vrem la școală! Vrem la școală! Vrem la școală! Vrem la școală! Nu cred că este relevant faptul că noi trebuie să fim vaccinați 66% astfel încât copiii să nu vină la școală. Nu știu de unde este și cum este scos acest procent de 60%. Apoi eu cred că fiecare își poate organiza viața și vaccinarea așa cum vrea. Eu nu pot să determin copiii colegii mei ca să se vaccineze astfel încât să ajungem la un procent de 60%. Copiii au dreptate, părinții la fel, trebuie să fim uniți astfel încât măcar de luni să putem veni să facem învățământul față în față. La noi în comun rata de incidență este de 2,51 până azi. Vreau să fac o precizare. Atunci când copiii au fost în vacanță, a crescut rata de incidență. Atâta timp cât copiii au fost la școală, rata de incidență a fost sub 1. Repet, nu știu de ce s-a pus acest procent de 60%. Noi nu putem să ne vaccinăm, unii dintre noi nu putem să ne vaccinăm astfel încât suntem unii care, eu știu, poate suferim de o boală, de ceva. Și nu ne permite lucrul ăsta. În primul rând ar trebui să ne întrebi pe noi. Apoi avem foarte mulți colegi care au trecut prin boala asta. Trebuie să țină conștiință de chestia asta. Eu dacă am trecut prin boală, că am fost și eu bolnav. Nu sunt vaccinat, dar am trecut prin boala asta. S-a două săptămâni acasă în pat. Ce să fac? Ce să faci un copil? Eu cred că este bine ca să venim la școală. Față în față. Având în vedere faptul, după cum v-a prezentat domnul director, că la noi rata incidenței de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este mică, ar trebui să avem autonomie și ar trebui să începem școala în format fizic. Noi am fost formați să lucrăm față în față cu elevii, mai ales cel puțin la disciplina mea, la educație fizică și sport, îmi este foarte greu să predau. De predat eu predau, dar vedeți dumneavoastră, sunt foarte mulți factori care ne bulversează ora, de la calitatea internetului până la să zic așa, partea materială și ține de dotarea fiecărei familii. O altă problemă, noi tehnic avem. Mulți copii iau. Primăria ne-a dotat cu 58 de tablete. Dar sunt foarte mulți copii care nu vor să intre, să logheze. Ce să facem cu ei? Noi putem determina. Ce putem? Noi putem obliga să intre online.